Vlogul Slip and Slide. Asociația Slip and Slide. Mai mult slide decât slip. Te mai pe rampă. Slap and slope. E bine că nu plouă, bă, și asta e important. E bine că nu plouă, e soare, vremea bună de făcut baie. Salut. Păi, hai să dăm ce poate să steam. Mihai, eu mai filmez? Avem două. Pare că se lucrează aici. Cu David Popovici, cu băieții. Go! Ia, mai dați noroc o dată, băieți. Aici, în capul lui Ene. E bun așa. Deci ne aflăm la ediția numărul 7 a lui Slip and Slide. Ștefan, câte ediții la e la care tu participi? E a doua ediție. Și cum te simți? Foarte extraordinar. Acum rău. Acum rău? Pe ce ai pățit? Trebuie să se deși adapteze condițiilor de aici. Trebuie să stai noaptea cu oamenii. Poate ochii tăi sunt mai umflați un pic. Mai bei ceva. Dacă ar fi să spui despre Slip and Slide în trei cuvinte, ce le-ai spune? Distracție, deconectare, adrenalină. O, da. Mihai, cum ți se pare Slip and Slide ediția numărul 7? Ediția numărul 7 abia a început. Dacă ar fi să spui Slip and Slide în trei cuvinte, care le-ai alege? Adrenalină. Da. Aventură. Și? Și, cum să zicem noi, sinergia grupului. Sinergia grupului, sunt două cuvinte, Mihai, dar te acceptăm așa cum ești. Te iubim așa cum ești. Dacă ar fi să ne spui în trei cuvinte despre această experiență, ce ai spune? Să spun, e o experiență extraordinară. Da. Și lucrurile care le vezi pe internet de obicei, noi aici se întâmplă. Aici se întâmplă. Da. Trei cuvinte pentru Slip and Slide. Distracție, natură și grup. Deci maestru Tâmplar astăzi, responsabil cu focul, așa e? Da. Zi-mi, Clau, cum a fost pentru tine această ediție de Slip and Slide? Lemne. Lemne ude. Și bere. Pierdută. Piele pierdute și pe apă, ne-a luat viitura de două ori. Și în rest extraordinar. Super tare. Bine, mulțumim. Ne vedem și la anul. Și la anul. Tot cu lemne. Ardel. Cosmin, al câtelea Slip and Slide este cel pe care tu îl organizezi? Este ediția numărul 7. Numărul 7. Și după 7 ediții, cum vezi că a evoluat acest eveniment intern așa? An de an, oameni tot mai faini participă. Okay. Se bucură de fiecare aparat care îl punem aici la dispoziție. Good mood, nu contează, plouă, ninge, lumea se distrează. Okay. Obiectiv atins. Și așa, dacă ar fi să definești Slip and Slide ediția cu numărul 7 în 3 cuvinte, care cuvinte le alegi? Ploioasă, distractivă, aș zice și aș mai zice entuziast. Eu sunt entuziast. A fost multă ploaie, multă apă. Dar n-are cum să lipsească adrenalina, bucuria și starea bună. Tu ai fost faultat aici, ce ai pățit? Unde aici? Aici? Da, ce e te-a de la rampă, e rampa un pic abruptă acolo și m-am atins cu limba aici, când nu trebuia. Trei cuvinte pentru Slip and Slide. Până am zis? Trei cuvinte. Adrenalină, aventură, camaraderie. Ploaie. Teamwork. Și aventură. Superb! Oameni frumoși adunați la oaltă, natură, adrenalină, sporturi, discuții frumoase, profunde. Super! Trei cuvinte pe care le poți spune despre Slip and Slide. Oameni frumoși, le-ați distracție. Două, te acceptăm, așa. Ok. Oameni frumoși. Oameni frumoși e un cuvânt, da? Oameni frumoși, distracție și mai aproape de sufletele noastre, în liniște. Mulțumesc! Gingașii! Bună Ziceți, seara. Cum a fost pentru voi Slip and Slide? Foarte frumos, plin de aventură. Mai vin și anul viitor. Mai vii? Mai vin. Că mai ești invitat? Mă auto-invit. Foarte fain, aventură, experiență și Shelter-e. Apă multă, da. Apă multă. De la multă. Ploaie sau de la pământ? De la tot. Foarte fain, mai venim și anul viitor, amuzant. Plin de aventură, am construit o casă. Ploaie foarte multă, amuzant și, nu știu, Slip and Slide. Slip and Slide pentru tine. Super tare, mi-a plăcut foarte mult. Povestește mai multe. Ploaie multă,
Adevărat. Multă organizare și toată lumea pe echipe. Foarte, foarte frumos. Plăcut, da. E prima ediție la care particip și sper că dacă sunt invitat o să continui să vin. Te mai așteptăm. La următoarele ediții. Trei cuvinte rezumat. Organizare, teamwork și adrenalină. Fine. Ce-ți place cel mai mult la Slip and Slide? Slide-ul. De data noastră, te-am văzut. Da, a fost super fain. Te-ai dat anul trecut? Nu. Tirolienă e super faină și supul. Ok. Dacă ar fi să spui trei cuvinte despre Slip and Slide, cum le-ai definit? Senzațional, organizat și... Ploios. Fain, distractiv. A fost puțin cam nasol... Vremea. Ce nu ți-a plăcut la vreme? O plouă foarte mult. Păi și ploaia aia se duce în lac, mă. Da, dar nu a fost așa de fain. Așa. Și ce ți-a plăcut cel mai mult? Slide-ul și supul. Ok. Vii și la anul? Da. Ți-a plăcut cel mai mult? Cel mai mult mi-am plăcut când m-am dat cu supul. Cu supul? Ok. Altceva interesant? Dormitul cu cortul, super tare. Și dacă ar fi să spui trei cuvinte despre Slip and Slide ediția 7, cum ai defini doar în trei cuvinte? O distracție, aventură și relaxare. Mulțumesc tare mult. Bine, Irina. Claudiu. Bună seara. Iris, Claudiu, a câta oară veniți voi la Slip and Slide? La câta oară? A patra oară. Și tu, la fel? De fiecare dată, Iris. De fiecare dată ai venit și tu. Ulala, bravo. Ce v-a plăcut cel mai mult la această ediție? Cu supul. Ți-a plăcut cu supul? Că ai vâzlit tu cu supul? Ai condus-o pe mami? Da, bravo, super tare. Claudiu, spune-mi, dacă ar fi să definești Slip and Slide în trei cuvinte, ce adjective ei da? Mirobolant, magnific și magic. Și magic. A fost magic? A fost distractiv? Distractiv? Ploios? Ploios, da. L-avem pe Ghibuș, maestrul tâmplar al acestei experiențe. Ghibuș, la câta ediție te afli tu ca și organizator? A șasea. Și după 6 ediții, cum vezi tu acest eveniment? Greu când bate lumina în ochi. Trecem peste aspectul acesta organizatoric, tehnic. Zi-mi, cum este Slip and Slide pentru tine? Ce reprezintă? Genial, super. Deconectare. Deconectare și? Aer curat. Ți-a dus familia și aici? Și multă bere. Mă, a fost interesant totuși că a plouat și că ne-am descurcat. Ok, deci înseamnă că teamwork-ul a fost eficient. Da. Super tare. Ai mai vrea să mai spui ceva camerei? Nu stinge reflectorul ăla, că mă omoară și nu mai noapte am bere. Noapte bună, somn ușor. Experiență inedită și una la care mă bucur că am dat curs. Îi mulțumesc lui Mihai pentru invitație și abia o aștept pe următoarea. Și lumina bordării.